Salutare dragi prieteni și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit. Aici în carne și oase, monstrul Jardel. Am o veste bună pentru dumneavoastră și o promisiune, zic eu, destul de credibilă. Mi s-a confirmat faptul că vor veni să facă un video și va deveni o știre. Cei de la televiziunea ProTV, sper să se țină de cuvânt. Deci menționez încă o dată, mi-au promis aproape 100% că vor veni, încă nu am stabilit ziua. Eu am cerut momentul în care o să vină să accepte să și îl cântăresc. Vom vedea dacă vor accepta și acest lucru. Dacă nu, vom face decât video. Iar ulterior, peste câteva zile, când totul va fi pregătit, Jardel va fi cântărit, filmat și postat pe canalul meu de YouTube. Acum este supărat, nu-i mai vine apă la suzetă, afară este foarte frig și azi noapte a înghețat apa și am fost nevoit să-i opresc apa pentru a nu crăpa țeava. Cam așa arată monstrul nostru. Abia aștept să văd câte kilograme reale are. Până acum au fost doar estimări. Pe 10 martie, când a fost cântărit ultima oară și postat video pe canal cu cântărirea, el a avut 451 de kilograme de 10 martie 2022. Cu siguranță el a mai luat în greutate, iar eu estimez o greutate de peste 550 de kilograme. Nu vreau să exagerez cu nimic, poate are mai mult, poate are mai puțin. Asta rămâne să vedem cu toții. Mulți dintre voi, cei de acasă, urmărind videoclipurile mele de pe telefoane sau alte monitoare, vi se pare că nu este mare. Am văzut păreri în secțiunea comentarii că ar avea 300 de kilograme. Acest lucru este exclus, vă garantez eu. Doar un necunoscător poate spune acest lucru. Dar, până la proba contrarie, toată lumea are dreptul de a lăsa fiecare părerea lui. Mi se pare și normal. Până nu vezi, nu crezi, știți cum e. Există o vorbă. El caută apa în continuare, o să-i pun apă acolo în troac, îi este sete.
Și de aici încolo va fi nevoit să mănânce atât hrană uscată, cât și lichidă. Deci până când Jardel va apărea la un post de televiziune, adică Pro TV, sper să apară, sper să nu mă ducă cu vorba. Eu vă salut. Toate cele bune, numai bine, Doamne ajută și ne vom auzi în curând.